Miercuri 11 noiembrie a avut loc Balul Bobocilor 2015 al Liceului Tehnologic Ion Nistor din Vicovu de Jos la Casa de Cultură din Rădăuți. Balul s-a încheiat cu un concert susținut de către ADA. Suntem încântați să vă avem în această seară alături de noi la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale toamnei al Liceului Tehnologic Ion Nistor. Balul Bobocilor 2015! Bine știu, doamnă, se numără Boboci și astăzi este momentul cel mai prietenic să o facem pentru cei mai drăzneți dintre ei, oferind tuturor o seară de neuitat într-o atmosferă desprinsă de lumea filmului. Ne bucurăm să ne aflăm pentru al treilea an consecutiv la Casa de Cultură Rădăuți pentru a face cunoștință și pentru a primea cei mai talentați actori ai lungmetrajului din această seară. Fiecare actor are parte de mare emoție atunci când își interpretează rolul și la această oră bobocii noștri sunt cuprinși de aceleași emoții. Calitatea de regizor ai acestui scenariu, dar și de reprezentanță ai caselor a 12-a, noi, Camelia și Andrei, vă vom însoți de câteva ore în derularea acestui lungmetraj în această seară, la care, împreună cu o parte din colegii noștri, dar și cu cele mai importante personaje ale evenimentului, am lucrat și a venit momentul să lansăm în premieră.
săraci. Ei nu mai aveau ce să mănânce și era trebuit să se hrănească cu crastaveți. Da, crastaveți de culoare galbe, verzuie, el face parte din familia cu cubitașelor, arată pina, formă de vreo și se mulțește prin semințe și are peste 9 plasă de apă. Gata! Simt că nebunesc, copile! Și acum, momentul culminant, Miss și Mr. Boboc, liceul Ionistor Bicov de Sus 2015. Miss Boboc, Mihaela Georgiță. Să vă mulțumim.